standarde, dacă... Da, o cunosc pe doamne, mi-a luat, da. Așa? Da, da, da. De la vicioasă, zic. Și ea, cum așa ce? Foarte frumos, da. Așa? Da. Păi că să mai apară și... Așa să zic. Bună ziua. E cam frumos. Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Municipală Radu Roxeti, în cadrul căruia vom desfășura ședința Cenaclului Literar George Călinescu din Onești, a cărui patron spiritual este domnul profesor Teodor Cioban, Constantin Teodor Cioban. La ședința noastră participă o serie de profesori invitați de seamă de aici din oraș. Mă refer întâi la cele două doamne profesoare pe care le-am avut. Una este doamna profesoară Maria Zugrăvescu, pe care am avut-o și la gimnaziu, profesoară de lusă. Doamna profesoară, doamna Harieta Odesim. O serie întreagă de profesori, persoane cu drag de limba română, care se află în sală și pe care dumneavoastră i-ați văzut. Aș menționa, în primul rând, pe doamna profesoară Gârmacea, doctor în filologie. Și pe doamna profesoară Petronela de la Angheluță, de la Ruginoasa. Sigur, în sală se mai află, așa cum am spus, o serie întreagă de personalități. Sigur, nu-l uit nici pe domnul inginer Cornel Cristea, nu uit nici pe domnul Ungurașu, mulți nu ne cunoaștem, poate dumneavoastră mă cunoașteți, deci mă numesc profesor Iepure Ștefan, sunt pensionar și am fost profesor la grupul școlar la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, din Onești. Este o mare sărbătoare pentru noi toți, și mici și mari. Și m-aș fi bucurat dacă această zi ar fi căzut într-o zi de activitate școlară, cumva, și nu în vacanță, ca să participe și cei mai mici, mai ales elevii de liceu, care pot să priceapă câte ceva, și să sărbătorim așa cum se cuvine. De altfel, limba română este cea de toate zilele, e fiecare zi din an. Și nu se poate să o uităm, n-avem cum să o uităm. O uită numai cine n-are rădăcini. Dar noi, sigur, o vom folosi așa cum au folosit-o înaintașii noștri, veacuri și secole și milenii înainte, și o să o predăm noi. O rugăm acum pe doamna profesoară Gabriela Gârmacea, doamna doctor în filologie, să conducă ședința Cercului Literar George Călinescu de astăzi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Într-un moment important pentru noi toți, alături de dumneavoastră, și mulțumesc pentru invitația de a modera această întâlnire.
E vorba, iată, de Ziua Limbii Române, un moment foarte important pentru fiecare dintre noi, din moment ce suntem aici. Dar în afirmarea identității naționale, limba este cea care ne-a ajutat și ne-a unit de-a lungul istoriei zbuciumate prin care a trecut poporul român. Suntem în spațiul Bibliotecii Municipale Radu Roseti, unde am remarcat faptul că doamnele bibliotecare au alcătuit aici o expoziție care marchează niște momente ale evoluției limbii române și n-am putut să nu remarc două lucrări de referință. Prima este Elementa limbe daco-romane sive valahice, lucrarea lui Samuel Micu și a lui Gheorghe Șincai, care constituie prima încercare de a stabili normele limbii literare, e prima gramatică a limbii române. Îmi pare rău că biblioteca nu are și primul dicționar al limbii române, Lexiconul de la Buda, care chiar dacă are niște greșeli, niște etimologii acolo forțate, justifică un anumit context politic și cultural al școlii ardelene. Iar cea de-a doua lucrare, care îmi place foarte mult, este cea a marelui lingvist Bogdan Petricei Puhașdeu, Cuvente de bătrân, o lucrare în care ilustrul savant încearcă să ne apropie de fenomenul acesta seducător, care este limba română. În timp, limba a constituit principalul factor de rezistență al spiritualității românești. Și când spun asta, mă gândesc la un moment cu totul aparte în istorie. Cu toții știm că în urma războaielor daco-romane începe acel proces de formare a limbii române care durează până în secolul al VII-lea, invazia slavilor, arătând faptul că limba avea deja o structură bine consolidat. Însă poporul român a pierdut de-a lungul timpului contactul cu Occidentul, care iată este în bună parte legat de ideea de romanitate. Și a rămas o enclavă, a rămas într-o enclavă, da? Într-o enclavă slavă. E foarte frumos și foarte interesant ceea ce s-a întâmplat cu noi. Da? Păstrăm ideea de romanitate, dar ne apropiem și de vecinii noștri, de slavi, prin ortodoxie. E, astăzi cinstim limba română și evocăm anumite momente care țin, iată, de identitatea noastră națională. Și îmi revine plăcuta misiune de a introduce cu prima comunicare pe doamna profesor Harrieta Onesi, care ne va vorbi despre formarea poporului și a limbii române. Da? Vă ascultăm, doamna profesor. Unde stau? Haideți aici. Stau așa. Atunci când îmi alcătuiesc un eseu, îmi caut un motto. Pentru această temă am găsit două strofe din Victor Timiu, Oda limbii române. Alcătuire de cuvinte românești, îți văd prin veacuri inedita bogăție, întinerind pe zi ce îmbătrânești, o grai din viitor, mărire ție.
Carpatul ți-a fost leagăn și amvon. Recolte minunate îți destină vestigiul dac și farmecul slavon, înfipte în armătura ta latină. Limba română își are originea în procesul de formare a poporului român, proces complex de sinteză daco-romană. Limba și poporul român s-au format și dezvoltat în același timp în spațiul dintre Carpați, Dunăre și Mare Neagră. Limba română face parte din familia limbilor romanice alături de franceză, italiană, spaniolă, portugheză, provențală, sardă, dalmată și altele. Se știe că Dacia a fost cucerită de romani în timpul împăratului Traian prin cele două războaie daco-romane din 101, 102, 105, 106 și devine provincie romană imperială, iar pe teritoriul său a fost adusă și colonizată populație romanizată din toate provinciile Imperiului și care populație vorbea limba latină populară sau vulgară. În evoluția limbii și a poporului român se pot deosebi următoarele etape. 101-106, cucerirea Daciei și transformarea ei în provincie romană imperială. 212, Constituția lui Caracalla acordă cetățenie romană locuitorilor Daciei. 271-275, retragerea aureliană din Dacia. Secolul 3-4, pătrunderea creștinismului în provinciile dunărene. Secolul al VI-lea, sosirea slavilor și începuturile amestecului cu populația romanizată. Secolul al IX-lea, limba slavă veche devine limba bisericii românești, a culturii și a cancelarii. Secolul al VIII-lea se poate vorbi de existența limbii române vorbită neîntrerupt pe teritoriul fostei provincii Dacia. Secolul 10-11 are loc scindarea limbii române comune prin apariția dialectelor sud-dunărene și formarea cnezatelor și voievodatelor. Secolul 11-12, pătrunderea maghiarilor în Transilvania. Secolul al XIV-lea, formarea statelor feudale românești, 1521, primul document în limba română, scrisoarea boierului Neacșu din Câmpul Lung către Hans Bentler, judele Brașovului. La venirea romanilor în Dacia, locuitorii dacogeți aveau propria identitate, un mod de viață dezvoltat, vorbeau limba tracodacică, dar latina s-a impus pentru că era superioară. Era limba cuceritorilor, vorbită în administrație, armată, școli, devenind limba oficială în noua provincie romană. Se știe că din limba dacilor s-au păstrat mai puțin de 200 de cuvinte, cele mai multe desenând elemente fundamentale ale propriei civilizații, ca de exemplu vatră, copil, moș, câmpie, brânză, osânză și altele. Caracterul latin al limbii române este dat de structura gramaticii latine. Declinăm, conjugăm, alcătuim propoziții și fraze ca în limba latină, iar aproximativ 80% din fondul principal de cuvinte al limbii române, inclusiv vocabularul creștin de bază, provin din latină. Iar în perioada de formare a limbii române, fondului latin, i s-au adăugat cuvinte împrumutate din alte limbi, datorită contactelor autohtonilor cu populațiile migratoare. Astfel că în secolul al VIII-lea se consideră încheiat procesul de formare a limbii române. O influență mai mare asupra limbii române a avut o contactul cu limba slavă, care în secolele 9-10 devine limba liturgică și mai târziu limba de cancelarie, în care se redactau documentele vremii. Condițiile istorice ale ultimilor secole din primul mileniu au determinat fragmentarea comunităților locale vorbitoare de limbă latină și formarea dialectelor daco-român, aromân, istro-român, megleno-român. Apoi au apărut diferențe locale de mai mică importanță care au determinat constituirea graiurilor muntenesc, oltenesc, maramureșan, moldovean și altă, moldovenesc. Având la bază grai muntenesc, precum și operele literare create în Moldova, în secolul al XIX-lea
se constituie limba română literară pe care o vorbim și o scriem astăzi. În secolele 17-18 se manifestă primele semne ale conștiinței naționale în Europa, iar problema originii popoarelor devine o problemă istorică și politică. În ce privește teritoriul țării noastre, Transilvania devine obiect de dispută între interesele dominației austriece și a celor maghiare, în contradicție cu lupta de emancipare a românilor. Numeroasele teorii ale unor istorici germani și maghiari au încercat să dovedească faptul că românii din Transilvania nu sunt urmașii direcți ai populației romane și romanizate din fosta provincie Dacia. Aceste teorii, cum sunt migraționistă, teoria țării pustii și altele, care negau originea, vechimea și continuitatea românilor, au fost infirmate în timp de la cronicari, de la Râm ne tragem, și continuând cu reprezentanții școlii ardelene, care au elaborat opere doveditoare istorice și lingvistice în acest sens, sau cu Memoriul Suplex Liberus Valahorum. În opera modernă, în epoca modernă, istorici și lingviști, Cogălnicianu, Xenofor, Hașdău, Vasile, Prăvan, Dimitrie Onciu, au adunat dovezi științifice, realizând importante opere prin care au dovedit vechimea populației getodacice, originea latină, precum și continuitatea neîntreruptă pe întreg teritoriul țării noastre. În lucrarea de neamul moldovenilor, Miron Cosin susține că, citat, numele cel mai adevărat, autentic, de la primul descălicăt prin Traian, este român sau romanus, care nume și limbă acest popor le-au păstrat întotdeauna între dânsii până astăzi. Același nume este dat îndeoște și muntenilor și moldovenilor și celor care și celor ce locuiesc în țara Transilvaniei. Mulțumesc! Mulțumim frumos, doamna profesoară, pentru această incursiune emoționantă, nu? În istoria limbii române și a formării poporului român. Invit acum pentru o intervenție pe domnul Valentin Rădulescu. Intervenția dumnealui se numește Controverse. Ia să vedem. Vă rog să mă iertați, am să fiu foarte scurt. Doamna profesoară ne-a prezentat o incursiune foarte interesantă în istoria limbii și a poporului român. Eu am să vă spun că, în general, formarea poporului român și a limbii române sunt puse sub semnul întrebării, în sensul că multe din evenimentele respective au fost falsificate pe interese politice. Una din aceasta este chiar formarea limbii române. În America a apărut o carte care se numește Limba română, nașterea și falsurile istorice, a unui maricar Lucian Costi, care pune această problemă foarte, foarte interesantă. Zice el așa, cu limba română s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu istoria. Istoria României a fost falsificată prin fracturarea parcursului istoric. După cucerirea vremelnică a unei părți din Dacia, istoricii noștri, uitând sau făcându-se că uită ceea ce a fost înainte, au venit cu o teorie cel puțin oportunistă, prin care s-a decis că istoria românilor începe din acel timp despre care s-a inventat o singură sintagmă asemănătoare, etnogeneza poporului român. Dar nu știu ce amestec cu romanii, care popor nou a început să vorbească într-o limbă nouă. S-a omis un adevăr elementar, acela că istoria nu se oprește niciodată după un război, oricât de devastator ar fi acesta. Viața merge oricum mai departe. Și acum să ne întoarcem puțin și să vedem care este, după spusele unor istorici, adevărul. Care istoric poate crede că o națiune puternică, o națiune cu sete de cucerire, vine să civilizeze un popor?
nu vine pentru așa ceva, vine doar pentru partea materială, pentru bogățiile lui. Celelalte lucruri interesează prea puțin. Așa că ideea că romanii au venit aici în marele scop nobil de a civiliza pe daci și de a-i pune, eu știu, pe o treaptă superioară, este total falsă și cred că și dumneavoastră vă dați seama. Am să scurtez lucrurile. Lucrurile sunt mai lungi și mai amănânzite. Am să scurtez lucrurile și am să vă spun următorul lucru. Din păcate, filologii noștri, cei care s-au ocupat de limba, formarea și limba poporului român, au făcut treaba aceasta după cum a bătut vântul. Deschideți dicționarul limbii române și o să vedeți că aproape 90% limba română este o limbă de împrumuturi. O să găsiți cel puțin 10-20 a căror rădăcine este necunoscută, zic, mari noștri salvați. În rest, sunt cuvinte de origine bulgară, turcă, tătară, francez, german, oricare altă limbă a venit și a dat acestui popor. De la acest popor n-a plecat încolo nimic. E posibil așa ceva? Nu se poate. Gândiți-vă că în America, amerindienii au fost cuceriți total. Nici unul dintre cei care trăiesc acum în rezervație nu și-a uitat limba. Cum are să se fi uitat limba dacă total și să adopte o altă limbă care, dacă n-ar fi fost grecii, nici romanii n-aveau limbă. Nu? Teoriile sunt foarte interesante. Și acest istoric lingvist aduce în discuție elemente de fizică, de chimie, de informatică în ceea ce privește formarea bazei vocabularului român actual. Cu particule care au fost la rădăcina cuvintelor. Sigur, știm cu toții. Oamenii inițial au început să se înțeleagă prin gesturi. După aceea au spus niște semne, onomatopee, adevărat. După aceea au legat aceste onomatopee de vocale, de consoane și așa au fărut cuvintele, așa s-au făcut. Ei, multe din aceste cuvinte radicale pe care le numește acest istoric sunt comune tuturor neamurilor din jur. Dovadă că ei au împrumutat de la daci și de la poporul care a locuit pe aceste teritorii și invers. Restul sunt amănunte, vă spun sincer, dar e bine să cunoașteți și dacă puteți să găsiți această carte care se numește, v-am spus, Limba română, nașterea și falsurile istorice. Și despre formarea poporului român sunt teorii, dar deocamdată mă opresc aici, las ceilalți colegi să-și exprimă părerea. Nu uitați, din rațiuni politice sau din nu știu ce fel de alte rațiuni, istoria poporului român și a limbii române este un mare fals. Mulțumim frumos, e foarte interesant punctul dumneavoastră de vedere și ceea ce ați adus în discuție. Cred că se poate reformula această teorie a civilizării poporului român de către Imperiul Roman, într-adevăr, au venit să cucerească și au adus cu ei o altă civilizație pe care au ținut să o impună. În intervenția doamnei profesor Onesim am remarcat din nou această legătură cu războaiele dacoromane și cu împăratul Traian și m-am gândit puțin la traseul acestui mare om. Poate nu multă lume știe că anul acesta a fost unul jubiliar pentru împăratul Traian, da? S-au comemorat 2000 de ani de la dispariția lui, parcă așa, dacă nu greșesc. Și m-am gândit că a avut un traseu extraordinar. A venit din Spania,
a ajuns împăratul Imperiului Roman, da? Și a venit încoace unde a fondat un popor. Nicolae Iorga se gândea foarte frumos la împăratul Traian și spunea oare la cine s-a gândit el în momentul de dinainte de a muri? S-a gândit la țara mamă sau la țara fiică, nu? Era Dacia pe care a fondat-o. Da. Într-adevăr, teoriile sunt foarte interesante și poate că ar trebui să medităm, așa cum ne spunea domnul profesor Rădulescu, mai mult la aspectele legate de teoriile care s-au vehiculat de-a lungul timpului. Mergem acum mai departe la domnul profesor Iepure cu o intervenție legată de dialecte și dialectologie. Și facem arăta și dumneavoastră cu mulțumim. Da. Mai întâi să spun că domnul profesor Rădulescu mi-a ridicat puțin mingea la fileu. Îi mulțumesc doamnei pentru expozeul pe care l-a avut mai înainte, dar cred că e bine să știm și mai de mult cam de unde venim, cine suntem noi. Și lucrul acesta, mai ales în condiții actuale, moderne, când se pot face tot felul de măsurători electronice, cu carbon, nu știu de care, 14 și așa mai departe, lucruri exacte sau aproape exacte. Ca să vorbim despre noi, ar trebui să vorbim despre traci. Ca să vorbim despre traci, ar trebui să vorbim de niște popoare care au existat, popoare, triburi, dacă ne ducem și la Biblie, care au existat și înainte de aceasta, sau cel puțin cât putem noi să cuprindem, tracii, latini, celții, sunt popoarele care s-au numit mai târziu de către specialiști indo-europene. De la acest fapt, sigur trecem la limbile indo-europene, de care vă spuneam, inclusiv iraniană, și putem să înțelegem fenomenul și dacă ne gândim că sunetele vorbirii au un loc de pronunție, au un individ care pronunță, și sunetele ies așa cum ies ele, pentru că fiecare vorbitor în parte are vocea lui. Închipuiți-vă când se întâlnesc mai multe popoare, mai multe limbi invadatorii de care s-a vorbit cumva aici, sau o aglomerație printr-o ușă. Ce se întâmplă? Unii care sunt mai mari trec, pășesc pe deasupra, nu spun ceva tragic care a fost. Alții cad, alții se subțiază, se lungesc. Ei, așa se întâmplă și cu sunetele vorbirii, cu vocalele, cu consoanele. La fel, trebuie să ținem cont de niște legi fonetice. Epenteză, haplologie, afereză, și multe altele pe care eu nu o să le înșir aici, cei de specialitate știu. Și aceste legi dau anumite direcții. Așa se face că specialiștii înaintași, care au fost câțiva și pomeniți aici, dar începând cu secolul al XVI-lea și mai ales cu secolul al XIX-lea, atunci s-a pus accent pe latura popoarelor și a limbilor acestor popoare. În ceea ce privește tracii și de dinainte de Herodot, la Herodot se menționează, părintele istoriei, se știe că tracii au fost
cei mai viteji și mai înțelepți din popoarele care erau pe glob. Sigur, vedeți, n-am spus-o, spun eu, spus-o Herodot la vremea respectivă. Deci vorbim cam de 4-2000 de ani înainte de Hristos. Atunci s-a format și Roma în 509 și ea a căpătat amploare și s-a dezvoltat republică după războaiele punice, când a devenit o republică și o elită. Limba magistraților, a oratorilor care era în republică, era una deosebită, a devenit latina clasică și ceilalți care erau în jur, deci înainte de a cuceri, de a deveni imperiu, vorbeau o limbă familială și familiară, într-un anumit fel, deci limbă obișnuită, care și prin adăugarea celorlalte popoare pe care le-a cucerit, a devenit o limbă vulgară sau populară sau vulgară. Tinerii care erau atunci nu aveau voie și mai târziu, cel puțin în religie, nu aveau voie să scrie. Ei învățau pe de rost pentru ca să nu dea in vulgum anumite secrete. Și cred că trebuie să înțelegem și astăzi că sunt anumite secrete în anumite compartimente, chiar dacă noi le dorim transparente. Nu toate lucrurile pot fi foarte transparente. Sigur, mergem mai departe. Dacii făceau parte din neamul tracilor și știm foarte bine în istorie când triburile de boi și tauriști au venit pe teritoriile pe care erau dacii în acest teritoriu întins, Burebista a format primul stat, poate e mult spus centralizat, da? A înlăturat pericolul, ba chiar a intervenit în lupta pentru putere în Imperiul Roman, e vorba de Timurleni, doi frați, și probabil că și această cauză a determinat și dorința de mărire a Imperiului, dar și această dorință de amestec, să spunem, a determinat ca romanii să atace pe lângă alte popoare, știți foarte bine, și Dacia. Eminescu are, dacă mai țineți minte sau ați citit în Memento Mori, vai vouă romanilor, cucerirea Daciei este pierirea voastră. Și într-adevăr, sigur, lucrurile așa s-au întâmplat, dar iată cât de frumos a spus Eminescu, după cucerirea și plecarea, după cucerirea Daciei, sigur că nu limba oficială, să nu înțelegem greșit, că limba oficială a devenit ca urmare a impunerii, era nevoie de armată și atunci, sigur că erau anumite cuvinte care se impuneau, dar nu toți au fost obligați, dar nu toți au fost nimiciți, ci au rămas și cei peste 11.000 de daci liberi, femei, copii care au rămas și care au continuat să vorbească, chiar dacă exista la un moment dat un bilingvism. După cucerirea Daciei, s-a format la nord și sud de Dunăre, pe un teritoriu întins, așa numitul Dacoromania. Teritoriu care, până la venirea popoarelor migratoare, mai ales a slavilor, a avut o limbă care s-a numit limba comună primitivă sau străromâna sau proto-româna, cum este numită. Această
limbă, avea la bază și limba latină vulgară. A existat și o listă Appendix Probi cu vreo 191 de cuvinte, parcă, în care se specifica să nu se pronunțe auricola, cum era în latina clasică, ci oricla. Deci din oricla a devenit ureaclie, urechie și apoi ureche. Avem și alte exemple. De exemplu, dintre fenomenele fonetice pe care le-am mai amintit, unul este betacismul. Să luăm un cuvânt din limba latină, veteranus. El a ajuns în limba română în felul următor. Primul fenomen a fost betacismul, trecerea lui B inițial la V, veteranus. Apoi, sincoparea lui E în vetranus, apoi în veteranus, căderea lui S final, și apoi în veteranu, U pe care îl găsim prin secolul al XVIII-lea, exemplu, și apoi veteran. Și am să vă spun și un cântec de-astea, pe care îl știu de la tatăl meu, care apare cu asemenea cuvinte. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești raza cea frumoasă, Doamne, bine ai voit-o și din cer te-ai pogorât-o oamenilor pe pământul. Și așa mai departe. Deci acestul final, iată, exista și a fost îndepărtat. Fenomenul acesta lingvistic este deosebit de interesant și deosebit de complex. Refacerea limbii, limbilor indo-europene, a limbilor latine și a limbii, nu, limbii române, că ea s-a dezvoltat și cu știi mai spune, s-a făcut pe baza comparației, a metodei comparativ istorice, în principal. Dar sigur, sunt și alte elemente care, am spus, au contribuit. Comparații întâi cu dialectele care se găsesc, cele patru, e vorba, cele trei, aromâni, istro-român și negleno-român, deci o primă comparație cu ele, și apoi o comparație cu alte cuvinte din alte limbi, inclusiv ideea cu limba albaneză, ce și cum devine ca. Sigur, de unde venim? Cum venim? Închipuiți-vă că tracii, deci au cuprins o mare zonă a Europei. Deci nu numai unde, de unde suntem noi, deși în zona, până în Bretania, eu nu am aici, am, dar nu vă țin prea mult cu așa ceva. Există posibilitatea ca triburi să fi rămas izolate, să păstreze cât de cât. Dar odată ce te duci într-un alt mediu sau vine altcineva, automat apare fenomenul de bilingvism și se face până la urmă o limbă nouă, care își are elemente și de acolo și de acolo. Problema este că limba latină a fost mai puternică datorită organizării armatei, datorită acestui fapt. Deci mai bine organizată și, în plus, avea la bază și limba greacă din vechea Eladă. Dar asta nu înseamnă că tracii nu erau și ei. Și dacă vreți, și pe linie religioasă, Zalmoxis, știți că era zeul dacilor, și Orfeu de la greci, vestitul cântăreț, a ajuns pe la Cermititel de sub, cum se cheamă în limba greacă, la Hades, a ajuns și i-a cerut să-i dea iubita înapoi. Condiția era să nu se uite în urmă. Și chiar când să iasă din labirint, așa, i-a văzut urma,
dar la un moment dat, deci puțin în puțin această întoarcere a dispărut. Ei, se pare că Orfeu își are rădăcini și în pe Zalmoxis și se pare, mă rog, acum pot fi și povești, eu n-am de unde să le știu pe toate acestea, dar Sfinxul de la noi, nu? Acolo se țin niște serbări, niște sărbători pe timpul nopții, deci zeu al nopții și al luminii, ca și Hristos în religia creștină. În ceea ce privește dialectologia, deci cele patru dialecte au fost determinate de venirea slavilor. Slavii mai ales, slavii de răsărit, care au împărțit, cu voie sau fără voie, această dacoromanie de care vă spuneam. Dialectul dacoromân în nordul Dunării, dialectul aromân în sudul Bulgariei, dialectul megleno-român în nordul Golfului Salonic și dialectul istro-român pe coastele Mării Adriatice, în Iugoslavia, spre coastele Mării Adriatice. Problema este că eu prin 1970 și am reținut de la un profesor de facultate că dialectul istro-român a dispărut și că ultimul vorbitor de limbă română în acest dialect a fost Udone Tauta, dispărut în 1961. Iată că noi știm astăzi că există și Valea Timocului și multe altele și că ni s-a cam ascuns, dacă se poate, istoria de care vorbea domnul profesor Rădulescu și pe bună dreptate, pentru că, vedeți, s-au descoperit și tăblițele de la Tărtăria, sunt un fapt, sunt un obiect, Alba Iulia, și cele de la Sinaia, se pare că cele de la Sinaia au fost, nu spunem falsificate, dar e greu de spus de ce s-au identificat, se pare că au fost din aur și regele Carol, când a construit palatul de la Peleș, a folosit aurul și a înlocuit aceste tăblițe cu tăblițe din bronz. Cât și cum și ce se scrie, nu știu, rămâne ca istoria să spună cuvântul, dar cert este că nici despre tăblițele de la Tărtăria, deși se știa din 1961 și chiar mai devreme, din 1961 și până acum, iată, noi n-am aflat. Iar cel care le-a descoperit, se pare că ar fi zis și el ca și ca cel care a descoperit bomba atomică, că mai bine nu le-ar fi descoperit. De ce? Pentru că au stârnit atâtea controverse. Și mi-ar fi mie greu să vă spun ceva, că sunt și astăzi în zilele noastre, când își însușesc munca altuia, fără muncă. Mă refer și la în ce mă privește pe mine cu altă persoană. Deși atunci, ca și dintotdeauna sunt convins că vor fi oameni care vor falsifica într-o anumită favoare. Deci problema politică, problema religioasă este cu interes deosebit și a fost cu interes deosebit. Dar noi știm și vom ști că totdeauna am fost, suntem și vom rămâne aici. În ceea ce privește dialectul dacoromân, el este singur care s-a dezvoltat, cum spunea doamna profesoară, în această mare slavă, adică suntem cum înconjurați de popoare de origine slavă, adică ne-am dezvoltat excepțional de bine și de frumos și de cum trebuie, dacă vreți, ne-am conservat de așa manieră încât suntem. Că Transilvania a fost locuită, n-a fost, eu însumi am adus niște elevi tocmai de la Ghimeș, într-o acțiune a mea, inclusiv la această bibliotecă, la Nadia Comăneș și așa mai departe, și în discuția cu un domn de acolo,
pe care eu l-am prins într-o carte de-a mea, spunea, băi, domnul profesor, știți, ungurii când au venit aici au găsit terenul gol, cam așa. De se perpetuează acest lucru, ceea ce nu este adevărat, pentru că și Vasile Lupu și alții aveau domenii întinse în Transilvania. Deci chestiunea politică este interesul, sau a fost și rămâne, văd că interesul cel mai puternic, dar noi suntem tot atât de puternici, sau dacă nu mai puternici decât unii care vor să ne pună sub semnul întrebării sau sub tremur existența noastră și a limbii române. Dialectul daco-român cuprinde mai multe graiuri. Sigur, față de româna comună are dezvoltată o linie mediană care apare, respectiv ă și î, care nu se găsește în româna comună primitivă și nici în altele, sau chiar în limba latină, deci și-a dezvoltat o limbă, o linie mediană proprie, completă, deci cele, sistemul vocalic, cu care noi putem, și nu numai cu vocalic, și cu consoanele împreună, știți foarte bine, putem exprima orice gând și cât de frumos se poate vorbi românește, dulce și frumoasă, așa cum spunea Mateevici. Eu pot să vă spun doar, hai să zic, să încep cu, uitați-vă prin Banat. No, inghei mai mă. E o propoziție. Și propoziția sună cam așa. No, unde mergi, măi? Da? Sau, bine, de exemplu, e vorba de fenomenul de palatalizare, de alabialelor și așa mai departe, și mai ales palatalizarea moldovenilor, da? Care presupune o vorbire mai lejeră, mai ușoară, mă dor genunchi, schinarea, de la ghițăl, ghii, dar și diferențe între zona roman, de exemplu, și zona Iașului sau altă zonă, da? Unde apare aici jijițel, iar la noi ghițăl, e mai sigur și mai direct, așa, dar iată aceste diferențe dialectale. În ceea ce privește îmbogățirea limbii române, sigur, cu toate popoarele cu care am venit în contact, în plan spiritual, material, cultural, militar, sportiv, și așa mai departe, nu mai vorbesc acum de această deschidere care este extraordinară și care, vedeți, eu zic că este puțin periculoasă această aparatură, că știți că mai înainte a fost lupta prin Marea Britanie a războaielor împotriva războaielor de țesut, adică a mașinăriilor, noi, sigur, și a armelor, de toate lucrurile astea. Mă refer la calculatoare. Foarte multe englezisme au apărut pe această cale. Dar asta nu înseamnă că limba trebuie să spară sau să fie invadată sau noi să vorbim numai în limba engleză, cum din păcate se întâmplă la nivelul tinerilor de astăzi. Sigur, ar fi multe de spus și eu ați văzut că am vorbit puțin cam haotic. Îmi cer scuze pentru lucrul acesta. Dar mă bucur și aș vrea să spun următorul lucru. Am aici o carte a domnului profesor Serghei Coloșenco, cel care a scris peste 100 de cărți de rebus și, iată, limba română, limba și literatura română, rebus școlar. Este foarte interesantă pentru un profesor, dacă dorește cineva de să completeze rebus, pe această noțiune, pe aceste noțiuni de gramatică și nu numai. Și pentru că este ziua limbii române, laudă înaintașilor Sextil Pușcaru și am aici pe fostul meu profesor de limbă română, iertată fiind dispariția, un curs care este extraordinar de bun, care completează cu foarte multe aspecte elementele de continuitate, care motivează de ce Rosler spune așa, de ce argumente aducem noi de la cele istorice, arheologice, la cele lingvistice. Și față de ce am spus, avem aici o introducere în politică,
Iar eu, pentru acest expoziu, cu greutatea de rigoare pe care o am, să știți că am încercat vreo 20 de cărți, de la un tratat de istoria limbilor indo-europene, la istoria limbilor romanice, la dialectologie și la alte aspecte ale gramaticii. Nu e vorba de laudă, e vorba că am încercat să vă aduc în discuție și să dea Domnul ca limba română să dăine, vorba lui Mateievici, limba noastră e o comoară și multe dulce și frumoasă limba, nicio vorbă, altă limba frumoasă, dar ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și o cuvântăm. Da, mulțumesc tare mult! Am înțeles că domnul avocat Enache doreați să interveniți, vă rog să faceți. Mulțumesc tare mult. Eu am să vorbesc mai puțin. Fostul meu profesor regretatul Francis Deac le spunea să nu vorbiți mult. Că pera contrario, ca să nu mai... Așa. Așa. Ce vreau să vă spun? De fapt, e un lucru îndeosebit știut. Studiile recente arată că civilizația geto-datică a pătruns până în țările baltice, în Polonia, în țările baltice, chiar și în Norvegia, în platoul Boemiei și așa mai departe. Deci noi de aici am fost o expansiune de civilizație. O altă chestiune, reiterez ideea domnului profesor, indiscutabil am fost o insulă latină într-o mare slavă. De aici și spiritul extraordinar de conservare a limbii. Limba română, spunea Bandini, dacă nu mă refer, dacă nu greșesc, o idee reluată de Acărnicianu Pop și a iubit și luptat pentru limbă mai mult decât însuși viața lui. Pentru că dacă vrei să debusolezi un popor, ce faci? Umble la limbă. Până în 1944, statul român a sprijinit și toți clasicii noștri s-au manifestat așa cum au putut și cum au dorit. După 1944, limba română a trecut printr-un mare pericol. Pentru că, odată cu eliberarea sovietică, s-au introdus doi satrapi a culturii române. Este vorba de Mihail Roller și Lev Wittgenstein, cunoscut sub numele de Leon Tereutu. Acești doi satrapi au strangulat limba română în mod extraordinar. În ce a semnat lucrul acesta? În primul rând, marile noastre valori ale limbii și literaturii români de faimă mondială au fost pus sub obroc. Trebuie să se știe lucrul ăsta. Eminescu nu era cunoscut decât prin Împărat și Proletar, Luceafăru, Scrisoarea a treia, Doina și altceva. Dar și Doina strangulată, fiindcă nu se spunea de la Nistor până la Tisator Românul Prăsumisa. Deci numai anume fraze ce convine. Argheze, pus la obroc și toți ceilalți. Și ne-a scos în față exact apei care scoate, cum să vă spun eu, mizeria. O scoate la apă. Și ne-a scos pe Miciurin, ne-a scos pe Zoia Cosmodemenscaia, pe Ždanov și tot neamul lor. După aceea, după 66, în urma unui memoriu făcut de către Acărnicianu Pascu, Oțetea, Giurescu și restul, a dat toate falsificările istoriei și a limbii lui Roller, l-a tras pe linie moarte pe el, s-a dus acasă și am auzit că, mă rog, s-a spândurat în sfârșit. Asta e chestiunea. Dar limba română a fost supusă pe făgașul ei direct. Ce abia să mai spun? Dacă vrei să subjugi, să debusolezi un popor, iei limba. Lupta pentru limbă este extraordinară și cu rugămintea dumneavoastră aș vrea să dau după aceea, să dați cuvântul domnului președinte de la Pro Basarabia Rusanovski. Amândoi suntem mohicani și luptăm tot pentru limba română. S-a atins acum spre a se spune că de fapt nu sunt moldoveni, nu sunt români, ci moldoveni. Ba mai mult, există și un dicționar al statei, dicționar moldo-român. Mai e un pic și nebunește. Spre exemplu, dacă la fotbal se spune lovitură de 11 metri, îi spun pălitură de o sândă. Deci este altceva, domnule. La cravată care o avem noi, se spune gâtle gău. Și uite așa, uite așa, învârt populația de nu mai știi ce cu ei. Pe cale de consecință, eu zic că și în prezent limba română trece prin pericol, doamna profesoară. Pentru că atâtea neologismi și străine, dacă vedeți,
inclusiv de la spălătorii de mașini, cehi, auto și tot felul de lumea nu mai știe ce este, nici măcar în limba română. Totul este numai în limba străină, engleză, pe internet, Facebook, toată lumea nu mai știe. Nu se mai scrie cu vorbim, V și B, că lumea nu înțelege. Deci asta este un proces, dar eu vă spun, ăsta este un proces voit, pentru că un fost rabin care a murit, nomena Odiosa, spunea, ce ne trebuie nouă limba română și istoria? Nu ne trebuie, adică nu-i trebuia lui. Adică să nu mai știm de unde venim, cine ne tragem, cine ne-am fost, să nu mai știm altor lumii și să începem de la zero, odată așa. Pentru că vă spun, s-a întâmplat cazuri la Chișinău sau într-o comună care un elev nu știa cine-i bunicul lui. Pentru că nimeni nu i-a spus de unde să trage și așa mai departe, să începe cu... De aceea noi trebuie să luptăm pe cât posibil pentru limba română. În Basarabia, fiindcă eu cu domnul Sanovski suntem bonlav de Basarabia, facem tot ce se crede noi pentru a propăși acolo limba română. Începând de la manuale, absolut orice facem ca limba română, pentru că inițial vroiau orice carte în limba română, numai să scrie. Eu cunosc caz în care într-o carte în limba moldovenească, dar cu caractere chilice, i-a dat un autograf, dar în românește. Pentru treaba asta el a avut foarte mult de suferit. Acum, ce se întâmplă? Limba noastră în țară este, dar nu trebuie să uităm și la frații noștri de peste Prut, pentru că sunt frați cu noi și pe cât posibil, dacă dintre dumneavoastră veți avea cărți, indiferent, dar de regulă cărți de limba română, că și eu duc de la băiat de la școală, pentru teste grilă, de bacorea, tot ce să facem cumva o colecție și din când de când noi când mergem acolo să putem duce și să le îndulcim cumva, să-i aducem pe calea cea bună. Vă mulțumesc! Da, ați ridicat o problemă interesantă, o formă de manipulare în limbă sau prin limbă sau și prin limbă, da? Deci iată niște nuanțe pe care le putem discuta. Cunosc acest aspect că acum mai mulți ani s-a încercat inducerea ideii că printre limbile romanice se numără și limba moldovenească. Doar aceea nu este o limbă aparte, ci este și ea o evoluție spre subdialectul moldovenesc, da? A daco-românei, așa cum preciza și domnul profesor Iecure. Da. Înțeleg, domnul Rusanovski, că aveți o intervenție acum, doriți acum să interveniți? Da. 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 Azi la noi este ziua limbii, dar dincolo, peste Prut, asta este zi liberă, oficială, ziua limbii române. Eu, de-a lungul anilor, am participat, am fost invitat de multe ori acolo, la această zi. Astăzi n-am putut să mă duc, pentru că de-abia duminică am venit din Basarabia la o altă acțiune deosebită legată de Unire, Unionism și Generația Unirii. Dar în celelalte rânduri, când am participat la această sărbătoare, pentru că este o sărbătoare acolo, cu tristețe țin să vă spun că în orașul acela de unde tot provin și eu și cu care are onești relații deosebite, este de altfel și înfrățit, este vorba de orașul municipiu Iedineț, din nordul Basarabiei, și Târgu Ocna este înfrățit de altfel, și încă vreo câteva sate de aici, din prejur. Mergând acolo și văzând puținătatea asistenței și a participanților, îți vine splânge și să strigi în gura mare, atâția ați mai rămas români aici, adică acolo. Eu am strigat în acea mică mulțime, unde erau maxim 40 de persoane, ele mai mulți, dar profesori de limbă română și de istorie, numărați pe degete, jenant, penibil. La școlile unde umblăm și unde acționăm ducând carte românească, mulțumesc pe această cale, colaborarea pe care am avut-o cu Biblioteca Muneșteană, mi-am pus la dispoziție în câteva rânduri carte și am dus-o dincolo la școli, la biblioteci, care acum să vă spun drept, nu știu cât sunt de citite, dar dacă există,
trebuie să fi fost măcar răsfoit. Și am aflat că așa este. Sărbătoarea aceasta a Colonar este venit, am și martor aici în sală, la, acum la festivitatea care a avut loc acolo la Iedineț. Ne-a participat și academicianul Valeriu Matei, care este directorul Centrului Cultural Român de la Chișinău, o personalitate a culturii românești. Am spus în gura mare că Republica Moldova eu nu o recunosc, nu pot fi cetățean a Republicii Moldova, pentru că pentru mine este doar Basarabia. Nu știu cât a convenit sau n-a convenit auditorilor, dar mi-am spus dorința, sufletul. Mai ales că știu, exact ce spune și domnul Ionache, acel nenorocit de dicționar pe care eu l-am cumpărat așa din primele zile când a apărut, pentru că am vrut să văd ce poate să-i ducă mintea pe niște oameni, așa zis, pseudo-oameni de cultură. Jenant, penibil, începe acest dicționar cu cuvântul moldovenesc, rețineți, abricos. Este jenant, nu există așa ceva. Abricos, asta este la litera A, cu asta începe acel dicționar al celui state, care la porunca lui Voronin a întocmit acest dicționar antiromânesc ca limbă și ca, dacă vreți, ca identitate. Se dorește ca acolo să se fure identitatea neamului românesc, pentru că istoria nu o știu, domnii profesori de acolo sunt slab pregătiți sau nu vor să se pregătească, iar copiii din Basarabia, când vin la școli din România, că sunt destui aici și pe care eu îi cunosc, care am legături, să știți că sunt luați în derâdere de colegii lor români, ca zic, de aici, din băștinașii noștri, ca și cum ei ar fi niște. Am putea ține și noi o lecție pe acolo? Știți? Am putea ține și noi o lecție pe acolo? Da, eu am încercat și am reușit. Da, se poate. Eu v-aș ruga pe dumneavoastră, domnilor profesori, pentru că orașul, municipiul nostru este înfrățit cu Iedinețul, eu chiar vă rog să luați această inițiativă și să faceți schimb de profesori. Să și facem cu dumneavoastră. Da, da, nu neapărat. Chiar primăria poate să organizeze și noi, Asociația Culturală Pro-Basarabia. Și m-ați întrebat puțin, să știți că noi cei care încă mai simțim, ca toți de altfel românii, și care ne considerăm frați cu basarabenii, să știți că noi suntem frați, dar suntem frați vitregi, pentru că de-a lungul istoriei, 200 și ceva de ani, a fost furată limba de acolo, a fost deportată, a fost împușcată, a fost distrusă. Și s-a transformat în limbă moldovenească și în istoria Republicii Moldova. Când iei unui popor istoria și limba, el nu are identitate. Dar politica și acum acolo este majoritar, vă rog să mă credeți, că știu ce vă spun, mi-însușesc afirmațiile, politica este antiromânească atât prin istorie cât și prin limbă. Unii încearcă să mai facă ceva, dar prea mari sunt influențele politice, de care eu n-am treabă să mă leg, pentru că Asociația Culturală Pro-Basarabia nu face politică. Politica noastră este doar numai și numai unirea și românismul. Iar noi asta facem prin acțiunile care le întreprindem, ducem românismul acolo, în spațiu dintre Prut și Nistru, prin ce? Prin limbă și prin contactele dintre oameni. Că numai așa vom deveni din nou frați. Acum, deocamdată, suntem încă frați vitregi. Este jenant și dureros pentru noi care simțim românești și trăim în România. Iar pentru ce se pregătește la anul, eu vă rog pe dumneavoastră, domnilor profesori, aveți posibilitatea, dumneavoastră sunteți formatori de opinie, vorbiți-le copiilor, la ora, și chiar la ora de limbă română și la istorie, vorbiți-le copiilor de eveniment, de unire și unionism, pentru că un popor nu poate fi despărțit la nesfârșit în două, exclus. El se va aduna odată. Nu se știe. Eu poate nu mai prind, poate din meu lui Sfărual, nu o să mai prindem. Dar probabil copiii pe care noi să învățați o să prind acest eveniment miracol, cum a fost și la 1918. Și vorbiți-le copiilor de unire și de unionism, treziți-le conștiința națională, aprindeți-ne flacăra românismului, că numai așa nu dispar ei ca nații cei de dincolo, trebuie să-i cărăm, să-i aducem acasă. Vă rog să mă scuzați că m-am întins un pic cu vorba, dar dacă mă lăsați, vorbesc pe mâine seară, de Basarabia. Mulțumim frumos! Iată, avem o zi a limbii.
dar și o zi a culturii române, care este 15 ianuarie. În continuare am să dau cuvântul domnului Ungurașu, care ne va aminti de Mihai Eminescu, nu? De creatorul de limbi. Da? Deci iată o legătură între cele două zile. Până la Eminescu, dacă vreți să-mi permiteți, să continue puțin din discuțiile care au avut loc anterior. În primul rând, aș vrea să spun că limba unei țări se formează într-un timp îndelungat. Dar vedeți dumneavoastră, depinde de factori politici, economici, extrem de complexe. România noastră dragă, în care trăim noi aici astăzi, în doar 30 de ani, nici măcar 30 din 90 încoace, a fost distrusă economic, suntem muritori de foame, forța de muncă din România, cel puțin 3 milioane de oameni care trebuie să producă bunuri materiale, bani de pensii, salarii și celelalte, sunt duși, trimiși sclavi. Acum 2-3 săptămâni am văzut la televiziune, toate erau anunți prin site-ul cu tare, căutați posturi, adică posturi, locuri de muncă, slugi la Olanda, slugi în Germania, slugi peste tot. Scuze, nu era chiar cuvântul slugă, ci doar oameni bine plătiți și rămâne țara, vin de acolo cu copii care nu mai vorbesc românește. Suntem surprinși, ne uităm în magazine, ne uităm pe acolo, toți vorbesc italiană, germană, spaniolă, orice altă limbă, numai românește nu. Televiziunile care le avem, slavă Domnului, sunt prea multe. După ce au masculinizat femininul în expresia vorbirii uzuale, că nu mai este două, ci doar doi, sau 12 în loc de 12, și alte și alte elemente. Mergând la frații noștri, la Basarabia, la jumătatea Moldovei lui Ștefan cel Mare. Deci după 18, între cele două războaie, Stalin a avut grijă să deporteze în Siberia aproximativ jumătate din populația română de acolo, da? A dus-o în Basarabia și a dus ruși. Din Siberia i-a populat Moldova. Deci s-a creat automat o nouă limbă din fuziunea lor. Deci am prieteni foarte buni de acolo care m-au ajutat, m-au spus, suntem prieteni în continuare. Am vorbit de el despre limba română, despre românism. Era un băiat de bună credință, trăia aici, în România, dar accepta foarte greu. Încă în ochii lui și în educația care a primit-o, el considera România mai puțin un frate, mai mult altceva. Deci, conform educației primite. Deci, fiind foarte atenți, avea dreptate domnul profesor când spunea că noi căutăm în istorie, în lungă, mii de ani și ne vine greu să înțelegem. Ungurii au toate tratatele lor antiromânești, spun că Transilvania a fost liberă până au venit ei și au găsit flori și ghiocei peste tot. Români, ioc. Românii au venit așa, plouați la o ploaie mai mare. Vedeți dumneavoastră, se pierde foarte ușor. Dacă noi nu avem puterea și tăria să ne păstrăm limba și cultura, pierim. Dacă nu ne autoeducăm și dacă nu suntem fermi în cele ce suntem, este trist. Dacă permiteți, am selectat câteva fragmente din poeziile marilor noștri poeți, privind limba. Deci, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Un fragment de Eminescu. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. De Gheorghe Sion, limba românească. Câteva, adică două strofe. Multe duce și frumoasă, limba ce vorbim. Altă limba românească, ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Limba noastră de Alexei Mateevici. Asta este o poezie extraordinar de
de concentrată și de expresivă. Aia a fost și imnul, bucat din vreme, vă rog, vă scuzați, vă rog, a fost și imnul în Basarabia. Da. Deci, limba noastră e o comoară, în adâncuri, înfundată. Un șirac de piatră rară, pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde, într-un neam ce fără veste s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Limba noastră e numai cântec, doina dorurilor noastre, roi de fulgere ce spintec, nouri negre, zări albastre. A luptat la Mărășești. Limba noastră e graiul pâinii, când de vânt se mișcă vara. Limba noastră e frunză verde, zbuciumul din codrii veșnici. Limba noastră e vechi izvoade, povestiri din alte vremuri. Limba noastră e aleasă să ridice slava în ceruri, să ne spuie în hram și acasă veșnicele adevăruri. Limba noastră e limbă sfântă, limba vechilor cazani, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țărani. Dintr-un articol despre sursele de formare a limbii, a României literare de Nicolae Cornăcăscu, doar trei propoziții, trei zvoare principale considera Eminescu că trebuie puse la baza formării și a dezvoltării limbii române literare. A, vorbirea vie, limba vorbită pe întregul masiv romanic, nord-dunărean, moldoven-munten. B, tradiția lingvistică și literară, cuprinsă în cărțile vechi, literatură religioasă și populară, operele cronicarilor. Și C, mijloacele de limbă folosite de scriitorii de mare talent, numiți scriitori clasici. În rest, mai las așa și, dacă permiteți, două poezii despre Eminescu, din creații proprii. Eminescu a fost un dar venit de sus, sau poate dintr-un bob de rouă. Și ce a avut mereu de spus, cu drag ne-a împărtășit și nouă. El a cântat tot ce-i frumos, natura, liniștea, iubirea și codrul secular, umbros, tristețea, dar și fericirea. A fost luceafăr între stele, avea o minte sclipitoare, scria de bune și de rele de-a lungul vieții trecătoare. Mult a îndrăgit acest pământ, cu dor imens de libertate, unind în cuget și în cuvânt pe cei cu inimi prea curate. Și acum, a doua poezie, odă pentru Eminescu. La jumatea lui Gerar, noi serbăm un făurar, pe un om cu suflet mare și un talent cum nimeni n-are. De iubire el a scris, toate-s opere de vis, opere nemuritoare și citit de oricare. Scrisa lucruri îndrăznețe și tratate cu finețe, însă mulți din interes spun că nu l-au înțeles. Lumea e din totdeauna rea, ținând la piept minciuna. Deci se zbârlește părul, ce hulit e adevărul. Știe chiar și cel de-un cot că a fost mare patriot, dar prin scrisul său curat, pe mai mulți i-a deranjat. Și asta i-a dus pe ire. Întreba Petre Carp, am două cărți de Eminescu, primite la un domn la Biblioteca Națională, când a fost acțiune la sediul George Călinescu, acum 4 ani sau 5 a fost, și acolo scrie undeva un fragment că Petre Carp, care era în Parlamentul României de atunci, întreba, Eminescu încă mai trăiește? Deci deranja extraordinar de multă lume, fiind patriot. Bun, mulțumesc mult! O intervenție muzicală din partea domnului Lică Chițcan. Da? Așa, vă așteptăm alături de noi. Undeva trebuie să stau cu spatele, nu știu de unde. Oh.
Acolo? Acolo. 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 Spunea Fănel că trebuie să... Este... Na, trebuie să ajung de postul. Să vă salut, bună seara tuturor. Am să cânt un cântec de toamnă pe versurile unui slujitor al limbii române, pe versurile lui George Țărnă. Se numește chiar septembrie. Se limpezește seva de cu noapte prin pielea unor struguri timpurii și aerul miroase a mere coapte și dragostea miroase a podgorii. Mai coborâm o treaptă spre grădina cuvintelor de miere și de duh, când peste noi își tremură lumina, septembrie cu dragoste în văzduh. Se umple geana zorilor cu grauri, știuleții sar din lan ca niște pești, și clăile de fânde pe coclauri păstrează urma verilor trupești. Mai coborâm o treaptă spre grădina cuvintelor de miere și de duh, când peste noi își tremură lumina, septembrie cu dragoste în văzduh. Mai coborâm spre toamnă cu o stea, când printre meri cărările ne poartă și a struguri calzi miroase dragostea. Mai coborâm o treaptă spre grădina cuvintelor de miere și de duh, când peste noi își tremură lumina, septembrie cu dragoste-n văzduh. Mai coborâm o treaptă spre grădina cuvintelor de miere și de duh, când peste noi își tremură lumina, septembrie cu dragoste-n văzduh. Un cântec șoptit, este un cântec care s-a cântat în Cenacul Flacăra, un cântec foarte, foarte frumos, pe versurile lui Zaharia Stancu. Odată am ucis o vrabie, am tras cu praștia nea și am lovit-o. Pe urmă o zi și o noapte întreagă am tot plâns-o și am tot jelit-o. Pe urmă o zi și o noapte întreagă am tot plâns-o și am tot jelit-o. Nu m-a bătut mama, nu m-a certat, în mână aveam o bucată de pâine. Degeaba mi-a spus, degeaba mai plângi, ce-ai omorât, omorât rămâne. Degeaba mi-a spus, degeaba mai plângi, ce-ai omorât, omorât rămâne. Mai târziu am crescut flăcăiandru și
și m-am îndrăgostit nebunește de-o fată. Nu știu de ce, într-o zi a murit și într-o altă zi a fost îngropată. Nu știu de ce, într-o zi a murit și într-o altă zi a fost îngropată. De mult nu mai trag cu praștia-n vrăbii, de mult nu mai merg la nicio îngropare. Soarele apune după niște măguri și răsare în flăcări din mare. Soarele apune după niște măguri și răsare în flăcări din mare. Pentru că tot este vorba de limba română, un cântec de-a lui Marin Sorescu, după poezia lui Miron Radu Paraschivescu. Foaie verde, foaie fragă, nu ți-am spus, fă, că mi-ești drag, cam să rup din cer cinci stele, să-ți fac salbă de mărgele. Uiți când îți spunea mereu că-l caftesc pe Dumnezeu, chiar pe bunul Dumnezeu, de s-o pune în drumul meu. De la mucles n-ai d-ales, suspandă caracales, de la mucricina, de la Bucălceava, de la mucricina, de la Bucălceava. Oarfo, nu ți-a fost jucat să-mi bagi mâna-n buzunar, cum putut ai să te înduri, să mă șerci și să mă furi. Stăteam noaptea amândoi, bibilică, bibiloi, cădea luna peste noi, bibilică, bibiloi. De la mucles n-ai d-ales, suspand caracales, de la mucricina, de la Mucălceava, de la mucricina, de la Mucălceava. Nu-mi spuneai tu mie azi că săream peste un pârleaz, că de drag ce sunt eu, hai să mori de gâtul meu. Dar veni un barbugiu, o pumfante de gagiu, din obor sau de mai sus, te-a chemat și tu te-ai dus. Dai la mucles n-ai d-ales, suspandă caracales, dai la mupricina, dai la Mucălceava, dai la mupricina, dai la Mucălceava. Să mă șele o lălâie, dar și eu fus să-i tămâie, că puteam și eu în cai să fiu craiulă mai crai. Dar acum am rămas bleg, amărât și plin de jeg, ca nărozile mai mari, nex-gagică, nex-biștar. Dar la mucles n-ai d-ales, suspandă caracales, dar la mucricina, dar la mucricina. Mulțumesc, frate! L-am ascultat pe domnul Lică Chițcan cu trei melodii care ne-au arătat cât de expresivă este limba română în context muzical. Mergem mai departe cu intervențiile noastre. Domnul inginer Cornel Cristea, cu un titlu rezervat, da? Cred că tot despre Eminescu e vorba, nu? Da. Mărturisesc că nu știam la ce comunicare, ca amploare și efectiv, vin, știam ce înseamnă limba română, am o pregătire tehnică, dar și după școli am rămas tot pe lângă această instituție, pe lângă cadre didactice, pe lângă carte și acum
mai umblu prin școli ca o preocupare laterală din condiția de pensionar. Merg prin școli în baza unor înțelegeri superioare și vorbesc copiilor, când manualul de istorie e subțire, despre patriotism, despre românism, despre eroism. Trăim un timp eroic și manualul e cam subțire și vin bine poveștile noastre când ele sunt adevărate, izvorâte dintr-o beletristică citită, copiii nu mai citesc azi atâta, și veteranii de război au toți peste 90 de ani, nu mai pot merge, nu-i mai țin picioarele, capacitatea pectorală și se pierd, sunt atemporal și mai facem noi câte ceva. Am muncit pe platforma petrochimică, am avut relații de colaborare cu o unitate prestigioasă din Iași, marele combinat Fortus. Acolo am cunoscut un om deosebit, care ulterior a devenit un mare anticar cunoscut, a venit și în Onești cu expoziția dânsului, cu mari miniaturi originale ale pictorului Aurel Bordenache, născut la Cluj în 1902, și la Iași ființează o prestigioasă instituție care îl înveșnicește pe Eminescu. Un grup de doamne din Onești au făcut o excursie la Iași cu un program complex, am zice noi, cu ceasul în mână, ceva a cuprins, dar ceva n-a cuprins. Dacă era să stăm de vorbă, le sugeram o stradă care se desprinde din strada Lăpușneanu, strada Rece, la numărul 5, există o casă memorială care poartă numele Mihai Codreanu, este vorba de patriarhul sonetului, care a avut un destin aparte. Constantin Ciopraga ne spune că pe la 30 de ani au apărut primele semne de slăbire a vederii progresivă și o trăit vreo 81. Pentru felul în care a tradus în românește Cyrano de Bergerac, a primit Legiunea de Onoare franceză și modalitatea, sinceritatea, profunzimea a devenit un etalon pentru cei care s-au interesat de această operă din franceză tradusă în alte limbi. Există un volum de sonete intitulat Statui, cu a apărut în 1914, a mai apărut și în alți ani ulterior, îmbogățindu-se cu alte și alte și alte sonete. Dacă ar fi stat de vorbă, v-aș fi sugerat un sonet, Statuii lui Eminescu, neridicată încă, la un sfert de veac după moarte. Era 1914 și au trecut 25 de ani de la acel an 1889. Mihai Codreanu. În sufletul român adânc răsună cântarea ta măreață și duioasă, ia-i diadema cea mai luminoasă ce neamul tău pe prunte va s-o pună. Și va înfrunta a timpului furtună și în veacuri va străbate glorioasă, deci întruparea ta cea mai frumoasă și este cea mai nobilă cunună. Nu-ți trebuie statui nici osanale, căci versul tău cel ferecat în zale, mai tare decât bronzul și granitul. El e statuia via întregii nații și marmora-i durava nesfârșitul atâtor și atâtor generații. În urmă cu niște zeci de ani, am citit că vin străini, poate studenți din alte țări studiind la Iași, să stea pe banca lângă teiul lui Eminescu. Am citit cândva că un grec, un japonez au învățat limba română ca să-l înțeleagă pe Eminescu în limba lui. N-am stat degeaba și am venit și eu cu un contrasonet, poate către Marin Sorescu, poate către Grigore Vieru și am zis închinare. Greu încercat pământul, neamul meu, cu cer mai mult noros decât senin, cu pieptul la rafală și venin, au îndrăgit și au slujit firescu. În mila nesfârșită, Dumnezeu, răsplată la răbdarea peste poate, le-au dat o minte în care toți și toate au încăput și le-a zis Eminescu. La mijloc de gerar și cireșar, mă cheamă timpul să-mi servez iar mintea și pana nepereche în har, și în lumini gemănate în ireal, la candela simțirii, mut, mental, îngenunchez și ascult țara pe deal. În fața
Palatului Culturii, există statuia Măriei sale Ștefan al Moldovei și ne zice Mihai Codreanu. Însuflețit în bronzul nemuririi, eroul vremilor medievale, cu buzduganul întins și încins cu zale, se înalță ca fantoma răzvrătirii. Și un hărmăsar mai sfinte în cazefirii, stă în frâu ținut și spume că în zăbale, iar fastul mantiei voievodale își strânge în faldul nimbul strălucirii. Din soare, sângerând de după dealuri, ale Moldovei sfinte idealuri, coboară pe figura-i ca o slavă, și razele coroanei domnitoare iau tonuri de rubin, pe când sub soare se aprinde în zări o roșie dumbravă. Ar mai fi piramida leilor, v-am promis-o cu un prilej viitor, ar mai fi încă unul răstignire și alte și alte și alte sonete care întăresc supranumele de patriarh al sonetului. Neștiind la ce vin și care e întinderea de timp, dar timp avem din ce în ce mai puțin, am plecat de acasă cu poezii de Pamfil Șeicaru, de Ion Pilat, de Vasile Voiculescu și alte și alte poezii, dar sigur nu încap aici, probabil cu un prilej viitor. Dar dacă mai rămâne timp, la urmă, v-aș cere permisiunea să citesc o poezie de Nichefor Crainic. Da, ați vorbit până găsiți poezia, da. Am să spun, pentru că ați vorbit de traducerea lui Eminescu într-o limbă străină, există un exemplu în literatura slovacă. Ivan Krasko este un poet și traducător de limbă română, care a venit în România, la Brașov, și a învățat limba română pentru a-l citi în original pe Eminescu. Și se pare că traducerea făcută de el în limba slovacă este cea mai bună, pentru că reușește să redea muzicalitatea, sensibilitatea versului eminescian. Poate în ianuarie am să vă citesc o poezie în limba slovacă, să vedeți cum sună Eminescu în limba slovacă. Da, vă rog să... Nichefor Crainic a suferit 15 ani de detenție fără sentință judecătorească, pentru că după înlăturarea de către Mareșalul Antonescu a legionarilor, liberalii nu au vrut să participe la nou guvern, plecase din țară, din misiunea lui germanul Fabricius, venise la misiune, făcut un pamflet baroane și vroiau să fie legionari la conducere, ceea ce Antonescu nu a acceptat și a fost nevoit să facă un guvern militar. La cultura națională, Nichefor Crainic. Pentru aceasta el a împărtășit chinurile elitelor de toate gradele de la noi, după 1900, să știe. Cântecul potirului. Când holda tăiată de sec ceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic cu fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea, dând abur de dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, hrănește-mă, mamă, de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu, pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine spunându-i povestea. Copile, grăiră, bomboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi, când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie zdrobind nestemate, ce lasă ca rana și roaie înspumate, copile, grăiră, e mus stângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată,
potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă, sevă de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchină, ești totul în toate și toate prin tine, tu, vinul de-a cururi al neamului meu. Podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu, privește-te în vie și vezi-te în grâne, și sângere în struguri și frânge-te în pâine, tu, viața de-a cururi al neamului meu. Doamna Constanța Caitar vrea să ne citească ceva din creația personală. Da, dumneaei are în ultimul timp două apariții editoriale. Da? M-am bucurat să fiu prima care citește unul dintre volumele dumneaei și să discutăm înainte de apariția acestui volum. Și așa că mă bucur că avem posibilitatea acum să ne vedem și într-un alt. Pentru că anul acesta am sărbătorit la august centenarul luptelor din 1917, m-am învrednicit să completez volumul pe care, de poezie pe care l-am editat anul trecut la editura Carta. E vorba de la porțile Moldove, un volum de poezie pe care l-am completat anul acesta cu vreo 40 și ceva de creații și cu 2-3 imagini monument de la Bogdănești. O să lecturez câteva poezii care se referă la românism. Pentru că în primul război mondial, tot pentru românism am luptat să ne păstrăm teritoriul, să ne păstrăm tradiția, obiceiurile, limba, să fim noi toți împreună. Sunt român. Aici s-a păstrat tradiția, spiritualitatea, credința, așa s-a știut de neam, de țară, de eroi, de sentimentele din noi. Prin clopotele istoriei vin din străbuni nume de eroi români ce au păstrat liber neamul. Ca român, am o zestre, o țară, sunt propriul stăpân. Mulțumesc neamului destoinic pentru originea mea. Limba română. Frumoasă limba română. Frumos graiul ce cântă. În limba aceasta sfântă s-a înțeles pământul. Să fie tot lumină, să fie voie bună, ne ajută cu dreptate limba română. Este de sus dat omului înnobilat să primească partea de dragoste și drag. Aici s-au născut bunicii poeți, aici au crescut neam de trapisteți. Pământul plin de dragoste și dor, bucuros ne aduce lumina ochilor. Glas din Basarabia. Basarabia se vrea reunită pe cerul întregii românii. Toate acestea nu sunt deoclipită, e dorința dacică de mii de ani. Se duce vestea în cele patru zări că noi suntem români de viță veche. Să curgă multă culoare în călimări să se știe că suntem fără pereche. Să ridicăm iar steagul tricolor, să-l așezăm în fruntea țării noastre, suntem cu toții un neam nemuritor. Păstrăm tradiția și zborul către astre, privind conturul țării străbune, prin luptă sau îndepărtat neînțelege, s-a păstrat cu dragoste și înțelepciune România de ieri, de azi și de mâine. Și, pentru că tot este un volum de poezie istorică, de patriotism, de sentimente înalte, am păstrat spre final să citesc Prizonierat. Închiși tu am fost, că soarele i-a încălzit, dar captivi au trăit ani mulți, muncind chiar desculți. Cuvântul foame nu era ascultat. Pâine la masă s-a întâmplat, rar să fi primit când trebuia. Românește gardianul nu știa. Iarbă și rădăcini, cu seva din pământ primită, au hrănit burta hămesită. În timpuri mai grele, mesteca o bucată de bocanc să fie ceva în stomac. Arborii trebuiau doborâți, cu munca omului era locul sfințit, uneori cu belșug dăruit. Un abur de masă bogată de acasă îi mai ținea în viață.
când penitența s-a sfârșit și drumul acasă i-a adus confrații de suferință, dacă se întâlneau, în limba învățată, în lagăr vorbeau. Pe expresia feței, multe li se citeau, dar în românește nu spuneau de cei ce credința păstrând că în Siberia au murit arzând. Așa de emoționată am fost, pentru că adevărul istoric este foarte vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această intervenție. O să ascultăm acum pe doamna profesoară Zugrăvescu. Dumneaei cred că ne va duce cu mult timp în urmă, da? Într-un episod de istoria limbii. Dacă vă mai prind în viață, înseamnă că o să vă captez și atenția. Poate că acum numai zâmbit, dar poate la urmă o să râdem. Pentru că domnul profesor Iepuri mi-a zis să fiu scurtă. Păi, dacă îmi zicea să fiu tânără, mi-era mai ușor. Așa. Și mi-a dat cuvântul. Mulțumesc, zic și eu, ca tot omul. Tot așa, când postașul mi-a dat pensia, mi-a studiat ten, cuponul, apoi pantofii și pantofii. Pantofii meu, cumpărat cândva, de la Romarta. Păi el atunci eu mă simțeam cochetă. Acum e de curat, frumos, pe la rulă, cu manșetă. Privește așadar insistent postașul, cuponul, pantofii mei și baton. Eu tac. Poate că nasturii nu-i plac. Dar el, mirat, întreabă. Doamne, eu știu că ați fost la școală profesoară și chiar învățătoare. Și ați lucrat mulți ani pistihotare pentru țară, trazatoare. Și aveți pensia asta de îngrijitoare. Iarăși căci printre dinți aș fi răspuns, e de ajuns că avem miliardari, au mai sunt bani pentru profesori pensionari. Așa? Am adunat unele idei despre vechile noastre legături cu popoarele vecine. Din legăturile cu slavii, avem în limbă un impresionat fond de cuvinte, slavii. Limba slavă fiind adoptată de biserică, a devenit limbă statală, literară, căci elementele slavii au pătruns în toate sectoarele vocabularului în secolul al VII-lea și al IX-lea, și mai târziu, în secolul al XI-lea și al XII-lea, prin adoptarea liturghiei slave. Influența limbilor slave meridionale din epoca slavă, păstrând tezauri, manuscrise, slavone, fond religios, cazanile, pomelnicile, letopisețile, dar și literatura autohtonă originală, corespondență particulară, zapisii, foi de zestri, testamente, acte de judecată, obiceiuri de nuntă, de înmormântare, organizare politică și multe altele. Precum și romane religioase cum este Barlam și Osac. De cercetarea acestor literaturi și idei, am mai spus toți vorbitorii mei și îi știm pe toți, pe domnul Hardeu, pe domnul Gaster. În anul 1637, în timpul lui Matei Basarab, iată să te părește psaltirea slavonă dedicată neamului credincios al părinților noștri și altor neamuri înrudite cu noi, după credință, bulgarilor, sașilor, ungroblahilor, moldovenilor și altora. Udrisi Nestorel,
În 1643, în prefață la Antologionul Slavon, se adresează către toți drept credincioșii creștini de pretutindeni, duhovnici și laici. Prin studiul trecutului Bisericii Române a literaturii religioase, este necesară cunoașterea stratului slavon. Limba slavonă a fost obiect de studiu în institutele teologice. Limba slavonă este cea mai veche scriere a limbii slave în grai bulgaro-macedonian în secolul al IX-lea și în traducerea cărților bisericești. Celelalte limbi slave au fost fixate în scris mult mai târziu. Cele mai vechi documente de limbă păstrate în limba rusă sunt din a doua jumătate a secolului al XI-lea, dar ele sunt copii ale unor documente mult mai vechi. Și cu ocazia asta, eu am să vă spun o poveste, dar vă citesc totuși. Este povestea, se numește Scasca a țarei Igăre, adică povestea despre țarul Igor. Sunt convinsă că dumneavoastră acasă o să spuneți povestea asta, cei care nu o știți, dar dacă chiar dacă o știți, vă amintesc eu și o să spuneți la copii. Și că, o citesc ca să nu așa. Țarul Igăr a întrebat pe unul prezicător, cine va pricinui moartea? Prezicătorul a răspuns, moartea va fi de la calul. Și eu spus numele calului, dar vă spun, eu nu mai mi-amintesc cum se numea calul. Așa. Eu spus, și acum nici n-am mai găsit documentele acestea, această poveste scrisă, pentru că eu am pierdut toate cărțile care le-am avut. Așa. Deci, ce răspunde prezicătorul? Moartea va fi de la calul? Deci eu spus numele calului. Dar acesta era cel mai bun, cel mai blând, cel mai vis, cel mai depotat cal al împăratului. Țarul a întrebat atunci pe alt prezicător, cine va pricinui moartea? Și acesta a răspuns, moartea vine de la calul. Și iarăși i-a spus numele calului. Țarul a întrebat același lucru și pe al treilea prezicător și a primit același răspuns. Moartea vine de la calul. Atunci țarul a dat ordin unui slujitor să împuște calul. După un timp, țarul a chemat iarăși pe cei trei prezicători, de față fiind și slujitorul, și le-a pus pe rând aceeași întrebare. Cine va pricinui moartea? Toți prezicătorii au repetat același răspuns. Moartea vine de la cal. Atunci țarul a zis, sau tu n-ai împușcat calul, sau voi trei sunteți mincinoși. Și atunci unde vă stau picioarele, vă sta capul. Au mers toți pe câmpul unde a fost împușcat calul și acolo erau oasele împrăștiate. După dinți, țarul și-a recunoscut calul. A râs. Ha, 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 ha. Și-a dat cu piciorul în căpățâna calului și-a zis, cum ar putea această tigvă nenorocită să mă mai omoare? Și atunci, din tigvă a ieșit un șarpe veninos, l-a mușcat de picior și țarul a murit. Aceasta este o scriere, cea mai veche scriere care se păstrează din limba veche. Limba paleoslavă, alcătuită pe o bază fonetică și morfologică veche bulgară, a inclus în lexicul ei elemente suslavi, ieslavi, elemente lexicale și stilistice a limbii grecești, a limbii latine. Traducătorii au creat și ei termeni noi și expresii slavone, au contribuit deci la dezvoltarea graiului lor. Apariția celei mai vechi scrieri în limba slavă veche este din anul 1000, este din perioada anilor 862. Dar deci în perioada aceasta, în anul chiar 862, să vedeți dumneavoastră, și am sesizat în cuvântul la toți, că ați subliniat ideea aceasta a interesului. Interesul care este valabil și în zilele noastre. Deci întotdeauna acest interes a jucat cel mai mare rol în viața societății și în viața omenirii.
în anul 862, nu este sigur, posibil să fost în anul 863, țarul Morav, Rostislav, a adresat împăratului bizantin Mihail al III-lea o solie cu rugămintea să-i trimită prapavednicii, adică predicători, care să-l învețe pe moravieni credința creștină în Hristos în limba lor maternă. Cneazul Rostislav, iată interesul, lupta împotriva spiritualității latino-nemțești. El vrea să obțină de la Bizanț ajutor politico-religios în susținerea puterii sale. La Bizanț a fost acceptată dorința aceasta, deoarece aceasta deschidea Bizanțului perspectiva ca să se extinde cât mai mult spre apus, spre zona cnezilor moravi. Și s-a hotărât să fie trimiși doi frați greci, Constantin și fratele său, îl numesc Mefodiu, dar cine bată toți fiecare de bani este glasnă alternanța consonantică, noi acum îl pronunțăm și este cunoscut Metodiu. Deci dacă am să-l pronunț cândva că, așa, Mefodiu, să nu-mi luați nume de rău. Deci Metodiu, Mefodiu. Așa. Deci acești doi frați, Constantin și Metodiu, Mefodiu, știau bine limba slavilor care locuiau în oraș și în împrejurim. Din viața lui Mefodiu aflăm că împăratul li s-a adresat, iată, propoziția care era pe aici înșirată și în care spune: Bă, Seluanina, da, Seluanina, ne se cistă slavianscă beseduiut, adică voi sunteți din Seluanini, da, acești seluanini, toți, bine, cisto, dar cisto înseamnă curat, dar se traduce și bine, vorbesc limba seluanina. Și eu am adus această propoziție în mai multe exemplare, am dat la câțiva din dumneavoastră alfabetul slav și glagolitic și o să vă spun mai departe ce este cu acest alfabet. Îmi pare rău că nu v-am adus și niște, mi-am pus în gând, dar promit că o să vă trimit cânticul acesta care se cântă peste tot, Catiușa, rați, betale, iablă, negruș, paplădit uman în adricoi, vâhădile, în abere, Catiușa, în avusochi, bere, în atâtoi, și știu mai departe poezia, nu ne acum, dar am să vă aduc ca să aveți poezia scrisă, este cânticul, e frumos și îi place. Așa, și le spune așa, deci v-am tradus și propoziția, că voi amândoi sunteți solonianini, iar solonianinii vorbesc bine pe slavonești. Constantin și Metodiu pornesc, deci înainte de plecare, au întocmit un alfabet slavon și au început să traducă Evanghelia în limba slavă. Mai mult de 3 ani au petrecut frații în Moravia, unde au pregătit cadre, persoane și oameni de carte, viitori slujitori ai bisericii, și au tradus în limba slavă cărțile religioase din limba greacă. La început, limba slavă scrisă a fost întâmpinată ostil din partea spiritualității germane. Vedeau un pericol pentru ei treaba aceasta. Ca să obțină susținerea activităților, Constantin și Metodiu, cu grupa ucenicilor, o pleca la Roma, la papă. Pe drumul din Moravia la Roma, s-a oprit în Panonia. Panonia era teritoriul care se găsea între Dunărea Superioară, Drava și Mur. Acolo au fost întâmpinați cu bunăvoință de cneazul Cățel, care le-a dat să învețe, scris în limba slavă, în jur de 50 de elevi. Deci era interesat în studiul limbii slave. La Roma, Constantin și Metodiu au fost primiți de papa Adrian al II-lea, care și el năzuia să întărească puterea Moraviei și Panonia. El a recunoscut limba slavă scrisă în liturghie. Acolo Constantin însă s-a îmbolnăvit
și înainte de moarte s-a călugărit și a luat numele de Chiril. Iată de unde avem noi alfabetul și chirilic. Dar o să vedez mai departe că, de fapt, învățații au descoperit că acest alfabet chirilic nu a fost cel inventat de Constantin, că acest Constantin cu fratele lui ar fi inventat mai întâi alfabetul glagolitic, că urmașii lui Constantin, și doamna vorbea despre un savant ceh, iată că în lingă, probabil acești savanți cehi, ei sunt de origine slavă, ei reușesc cumva să prindă mai multe sensuri, poate că dețin și alte și multe alte documente, au dovedit că, de fapt, alfabetul în care e scris de Constantin este cel glagolitic, iar alfabetul chirilic este scris de urmașii, de elevii lui Chiril. Dar o să cred că o să citesc mai departe despre treaba asta. În Moravia, în acest timp, la tron, la prestol, a venit nepotul lui Rostislav. Ăsta a schimbat orientarea politică spre latino-germană cu scopul de a-și întări influența în Moravia și Panonia. Atunci papa Adrian al II-lea a fondat în această regiune o episcopie deosebită slavă și Metodiu a fost numit Episcop Panonii. Dar în curând el a căzut în mâinile episcopilor nemți, care l-au închis în închisoare 2 ani de zile, și în Moravia, Sviatopol a devenit conducător independent, supunându-se tot mai mult influenței nepsești. Metodiu se întoarce în Moravia. Sviatopol n-a fost apărător al scrierii slavii, activitatea lui Metodiu a trecut prin condiții extrem de grele și în anul 885 Metodiu moare. După moartea sa, vrăjmașii scrierii slavii au obținut de la papa Ștefan al V-lea interzicerea limbii slavii în liturghie. Elevii lui Metodiu au fost izgoniți din Moravia. Unii s-au îndreptat spre Sun, spre Vorbați, alții spre Sluziest, în Bulgaria, unde acolo continua să scrie limba slavă, dar cel mai bine s-au dezvoltat scrierile slave în Bulgaria. Cel mai talentat elev al Metodiu a fost Climent, al cărei activitate s-a desfășurat în partea de sud-est a Albaniei. În Macedonia, el și elevii săi au copiat cărțile originale a lui Chiril și Metodiu de credință în Dumnezeu, au făcut traducere în greacă. Înflorirea scrierilor slave decade în timpul domniei țarului Simeon în anii 893-927, când centrul Bulgariei, prestol, a devenit nu numai centru statal, dar și centrul scrierilor slave din estul Bulgariei. Cărțile din prestol foloseau aceeași limbă cu care se scria și în Macedonia, dar în manuscrisele lor erau mai frecvente greșeli decât în celelalte scrieri. După alungarea elevilor Metodiu, în Moravia și Cehia, scrisul slav a continuat până la sfârșitul secolului al XI-lea, când în mănăstirea Cazavs, cărțile slave au fost distruse de apărătorii latinității și s-au, chiar dacă nu au fost distruse, erau așa de uzate, că nu se mai puteau folosi, nu se mai puteau citi pe ele. Problema, ce limba, se pune așa, ce limba sta la baza limbii slave, la baza cărților religioase a traducerilor lui Chiril și Metodiu? Ce limbă? În a doua jumătate a secolului al IX-lea, când Constantin lucra la întocmirea alfabetului slav, împreună cu Metodiu, se ocupau de traducerea cărților de chinășiune din limba greacă în limba slavă. Da. Limbile slave sunt o ramură a limbilor familiilor indo-europene. Aici, să fim atenți.
că limbile slave sunt o ramură a limbii familiilor indo-europene care se împart în trei grupe, de est, de apus și de sud. Și din grupa familiilor sud-slave, intră bulgară, serbo-hrvatski, slavianski, și cea care s-a distanțat-o de și-a devenit independentă a fost limba macedoneană. Din grupa limbilor vest-slave sunt cehă, limba slovacă, limba poloneză, kașubski, lujăschi și zevorestra, așa, mai departe. Așa. Să ajungem aici. Șaparic a ajuns la concluzia că alfabetul glagolitic este mai vechi decât alfabetul chirilic, că alfabetul glagolitic a fost inventat de Constantin, iar alfabetul chirilic a fost inventat de elevii lui Constantin, cum v-am spus mai înainte. Și există argumente pentru aceasta. O clipă. Nu. O limbă se... Heterogen. Acum să vă spun asta. Iată, dacă ajungem la... părerile de astăzi, spune așa. Densuseanu, ce spune? Că limba română s-a format din limba latină, sub influența limbii. Dar Alexandru Rossetti, ce spune? Că influența slavă asupra limbii române constituie un caz de superstrat. Slavii au învățat românește. Slavii au învățat românește. Elementele slavii... Ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la vocabular, apare menționat și foarte frumos de Vasile Alexandrie în Chirița, în provincie, de exemplu. Există acolo o secvență de viață cotidiană în care Bârzoi îi reproșează soției sale că nu mai gătește niște mâncăruri tradiționale românești, o ciulama, o baclava, o piftie, da? Semn că, iată, se asimilaseră atât de mult anumite entități cu care am venit în contact de-a lungul timpului, încât erau considerați de-ai noștri. Da. Vă mulțumim tare mult pentru... Două cuvinte. Elementele din slavă, atâta, au pătruns în limba română prin diverse epoci, din diverse limbi slave și dialecte, și prin intermediul limbi, și prin intermediul limbilor scrise și prin intermediul limbii orale. Pe cale orală au pătruns cuvinte cum ar fi de natură populară: peșteră, peștera, nevesta, a trudi, darabați, a dărui. Iar cuvinte de origine, avem și cuvinte în limbă de origine ucraineană: strună, scripcă, suman. Da. Și cuvinte sârbo-croate, a mângâia, a milui, și sigur, cuvinte slavă vechi, crap, așa. Guse. Avem cuvinte, unele cuvinte, aici e foarte important, și-au pierdut chiar sensul care l-au avut la început. Cuvântul, spre exemplu, bezacone, domnul care știe mai multă rusă, înseamnă fără lege. Dar românul a ajuns la bezacone, a ajuns bazacone. Așa. Și, de asemenea, împrumuturile prin intermediul limbii scrise durează până în secolul al VI-lea și al VIII-lea, când slava este înlocuită definitiv cu limba română. Perioada în care selectăm cu... O singură idee. Puțin presați de... Spune că asta este limba noastră dură și frumoasă, să o păstrăm și să o ferim. Dar la telegram de zori auzim ora 12 milioane, dar însă totuși, că l-am auzit că pe Mircea Badea a zis, dar însă totuși s-a supărat gramatica, morfologia și că fost.
Care nu vor niciodată, dar însă totuși la urmă. Mulțumesc! Asta. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Să avem două intervenții, doamna profesoară Iscru și doamna Angelete, după aceea, cu puțină răbdare. Da? Da. Doamna Iscru, vă rog. Tema pe care mi-am ales-o pentru astăzi este Mircea Eliade. Am făcut puțin limitele la Mircea Eliade, care spunea, fac parte din generația cea mai norocoasă din istoria României. Deci înainte, nici după generația noastră, România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi cei care am scris între 1925 și 1940. Spun aici noi cei care am scris, pentru că el a fost obsedat de scris, iar scrisul pentru Eliade a fost trăire. A fost unul dintre puținii români care, alături de Cioran și Eugen Ionescu, au reușit să depășească limitele culturii românești. Apare în literatura dintre cele două războaie mondiale ca unul dintre reprezentanții de seamă ai noii generații. Am să mă refer puțin și la varietatea subiectelor insolite din eseuri, care se revarsă în mod firesc în romanele de la problema de orientalistică la eros, moarte, modă, totul bazat pe acea trăire autentică de care spuneam înainte. Eliade pledează pentru o literatură autentică pornită din propria trăire, evident, izvorâtă dintr-o experiență trăită și scrisă într-un stil direct și neînflorit. Era adeptul acelui stil neînflorit. În ceea ce privește tehnica, este considerată foarte complexă comparativ cu altor scriitori, tocmai pentru că Eliade nu evită dificultatea, ci oscilează riscant în jurul ei. Basmul și realitatea imediată sunt cele două puncte din care a pornit critica prozei fantastice, pentru că atunci când vorbim de Mircea Eliade, evident, nu putem să nu vorbim și despre proza fantastică, în care avem acea confuzie dintre starea de trezie și vis, acea pendulare aproape insesizabilă între real și ireal. Putem să spunem că nici măcar nu ne dăm seama atunci când îl citim pe Eliade, când suntem în plan real sau în plan ireal. Unul din instrumentele care pot să spun că m-a obsedat și pe mine într-o oarecare măsură este timpul. Toate, cu ajutorul lor, Eliade reușește să dea extraordinarului, chiar și extraordinarului, aparența credibilului, aparența realului. Straniu, nelămurire, ambiguitate, mister sunt cuvinte care ar caracteriza scrisul lui Mircea Eliade. Este un maestru în manevrarea dimensiunii temporale, pendulează între două spații cei par familiare. Aș vrea să mă refer puțin la faptul că la ceva pe care în copilărie cred că am întâlnit într-o carte, am deschis o carte întâmplător și am găsit, cred că eram în clasa 5-a, arta odată încetează de a mai fi artă pură. Mi s-a părut puțin că aș putea să fac legătura între ceea ce am găsit când eram în clasa 5-a și felul în care scrie Eliade. Se spune că scriitorul ar fi ca o ființă căreia autenticitatea este refuzată. Probabil că scriitorul, în momentul în care scrie, nu reușește întotdeauna să fie autentic, tocmai pentru că scrie sau pentru că trăiește ceea ce scrie. El recrează lumea, modificând într-o oarecare măsură realul, numai că rezultatul, în ceea ce îl privește pe Eliade, este un alt real, ce pare uneori mai degrabă autentic decât real. În tot ceea ce a scris a fost întotdeauna între viață și text, a pendulat între viață și text, chiar mărturisea că în India, când era foarte singur, îl năpădea brusc o pasiune nejustificată pentru propria lui viață.
pentru că pentru Iliade scrisul era viață. Și astfel scrisul devine un spațiu și o a doua realitate pentru scriitor. Așa cum spuneam înainte, el este departe de acel stil căutat. Aici fac trimitere la limba pe care a folosit-o, pe care a folosit-o Mircea Eliade în scrierile sale. A avut, într-adevăr, o obsesie nu neapărat a timpului, ci a clipei care trece, pe care considera că era obligat să o trăiască, pe care o trăia cu voluptate, oarecum. Un personaj din opera lui Eliade spunea la un moment dat că îmbătrânisem fără să trăiesc. Deci avea o teamă de a îmbătrâni, ci de a nu fi trăit totul la o temperatură maximă, să spunem. Sau, în loc să trăiesc, mă lăsam trăit. Avem aici de a face cu manevrarea dimensiunii temporale, manevrare care Eliade nu era deloc necunoscută. Deși operează în materia temporală răsturnări spectaculoase, rămâne aparent în sfera realului și aș vrea să mai spun faptul că pentru mine Mircea Eliade a fost un soi de obsesie, să spun. Am considerat că am început să scriu niște pagini. Iar după ce am scris, am realizat că paginile mele semănau într-un fel cu cele ale lui, semănau, aveam aceleași teme, dar fără să-l fi citit pe Eliade înainte. În momentul în care l-am citit, mi-am dat seama, cu plăcere, evident, că aveam ceva, adică era o preocupare comună între ceea ce... Da. Sunt onorată să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și le mulțumesc pentru invitație domnului profesor Ștefan Iecure, datorită căruia iată am avut astăzi să vin pentru prima dată la Onești, să văd minunatul dumneavoastră oraș și să mă aflu în această bibliotecă minunată, un edificiu modern, care concurează, cred, cu marile biblioteci din țară. Cred că dragostea și respectul pentru limba română ar putea consta și în faptul că ar trebui să aducem în memoria actuală și personalități care au avut o anumită contribuție la dezvoltarea istoriei limbii române și de aceea o să vă rețin atenția cu câteva rânduri în care l-am evocat pe profesorul universitar ieșean Ilie Dan. Ilie Dan, personalitate complexă a mediului universitar ieșean. Mi-am propus să aduc în atenția dumneavoastră figura reprezentativă a profesorului universitar ieșean Ilie Dan, considerând că memoria distinsului filolog, poet, istoric, literar și lingvistic nu trebuie să intre în uitare, mai ales că numeroasele contribuții la dezvoltarea limbii române îl poziționează printre cele mai de seamă personalități contemporane în domeniu. S-a născut la 11 septembrie 1938 în comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava și a plecat în lumea umbrelor la 23 martie 2014 la Iași, în vârsta de 76 de ani. După absolvirea Liceului Ștefan cel Mare din Suceava, urmează cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, secția Limba și Literatura Română. Terminând facultatea în anul 1961 ca șef de promoție, rămâne să funcționeze la Catedra de Limba Română. Din 1961 până în 2001, când s-a pensionat, urcă toate treptele universitare, asistent, lector, conferențiar, profesor, fiind doctor în filologie cu teza Toponimia Văii Solonețului publicată. A ținut seminarii și cursuri, îndeosebi istoria limbii române și curs de onomastică românească, toponimie și antroponimie, și a condus lucrări de licență. Între anii 1975 și 1978 a predat limba, literatura și civilizația română la Universitatea din Aix-en-Provence, Franța. A debutat ca lingvist în anul 1962, iar ca istoric literar în anul 1968, cu un studiu despre preocupările literare ale lui Sextil Pușcariu. A participat la congrese, colocvii și alte întâlniri științifice, cu un mare număr de comunicări pe probleme de specialitate, care ulterior au văzut lumina tiparului. A colaborat la numeroase publicații științifice, literare și de cultură, dar a susținut și emisiuni la Radio Iași timp de 38 de ani, Grai și Suflet Românesc, povestea unui nume, zăbavă printre oameni și cărți.
A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Fondului Literar, al Societății Scriitorilor Bucovineni, al Societății Române de Lingvistică Romanică și al Societății de Științe Filologice. În cei 40 de ani de activitate universitară, profesorul Ilie Dan a publicat 40 de cărți, 2 traduceri din limba franceză, 26 de ediții critice, 220 de studii și articole de specialitate și 124 de recenzii și prefețe. A fost un scriitor prolific, pasionat de cercetarea lingvistică și filologică, prezent mereu în lumea științifică și publicistică. Ritmul alert de lucru al profesorului Ilie Dan era dublat de o calitate intelectuală inconfundabilă, de înaltă ținută, de o vastă cultură literară și filologică, de o memorie uriașă. În ceea ce privește calitatea de editor, s-a ocupat și de reeditarea unor cărți de lingvistică, acestea fiind Limba română, volumul 1, de Sextil Pușcariu, Cercetări și studii tot de Sextil Pușcariu și Expresivitatea limbii române, de Dimitrie Caracostea. Ca și poet, excela în compoziții poetice sintetice, distihuri și catrene, având un talent autentic și mânuind metafora cu o mare stăpânire a comorilor limbii române. Titlurile unor volume de versuri sunt elocvente: Crucea de gheață, În pridvorul cerului, Stejarul fulgerat, Curcubeu de suflet, Insomnia ploilor sau ultimul volum antologic, Drumețul înzăpezit. Dintre volumele de specialitate amintim Lingvistică și filologie, Nume proprii românești, Studii de onomastică, Contribuții la filologia și onomastica românească. Ion Popescu Sireteanu îl plasa într-un articol omagial la plinirea vârstei de 65 de ani în elita culturală a țării și îl considera un model de cărturar, un mare iubitor de oameni și un adevărat patriot. Cei care l-au cunoscut pot depune mărturie că era un om vertical, care nu făcea compromisuri și care ardea pentru operele și scrierile sale. Cam atât despre domnul profesor Ilie Dan și n-am venit cu mâna goală, am adus revista școlii noastre, Însemnări se numește, și aș vrea să o ofer dumneavoastră ca și moderator în dar această revistă. Mulțumesc. Și aș vrea să mai ofer două reviste și pentru Basarabia, pentru că tot le-am avut la mine. În această revistă, să știți că apar și unele dintre proiectele pe care le derulăm în școala noastră și într-un proiect derulat anul trecut, Dincolo de lectură se numește, am avut o activitate despre Grigore Vieru. Și de aceea vreau să spun că elevii de la noi îl cunosc foarte puțin pe Grigore Vieru și le-a plăcut foarte mult opera lui, pentru că am prezentat viața și activitatea lui într-un material PowerPoint. Și mai mult decât atât, le-am citit poezii de Grigore Vieru și le-au plăcut foarte mult copiilor aceste poezii. Dar, repet, trebuie să muncim foarte mult pentru că elevii cunosc foarte puțin scriitorii de dincolo de Prut. Și cu părere de rău, Școala Dumbrăvița din toamnă nu mai există, școala a cărei revistă o prezint, pentru că a fost desființată. Și despre ce vorbim? Despre limba română. S-a scos din program o oră de limba română. Plăcere, o oră de limba română de la clasa a 5-a. Nu mai este nevoie de limba română decât foarte puțin. Școlile se desfințează, nu mai este nevoie de limba română, nu mai este nevoie de școală. Mulțumesc frumos! Mulțumim tuturor care ați participat, mulțumim vorbitorilor, mulțumim televiziunii care a fost alături de noi, persoana domnului Ungureanu, și vă așteptăm și altă dată la ședința cenacului nostru, luna următoare, la o dată pe sfârșitul lunii, la care o să vă spunem și tema. Eu, alături de domnul Rădulescu, de doamna Gârmacea și de alți colaboratori ai noștri, credem că o să dezbatem teme interesante și drept pentru care vă mulțumim frumos. Vă invităm acum și alături aici să ciocnim în cinstea limbii române și a românilor, iar doamnei Gârmacea îi dorim multă sănătate și să conducă multe lucruri. Să propun o temă centru de atașitare. Să vedem.